Un bărbat a fost salvat de pompieri dintr-un incendiu izbucnit în dimineața zilei de 12 ianuarie într-un apartament din orașul Soroca. Conform primelor informații, apelul la serviciul 112 a fost recepționat la ora 8:43. La fața locului a intervenit un echipaj de pompieri care a stabilit că o cameră a unui apartament este cuprinsă de flăcări. Salvatorii au reușit să salveze din odaie un bărbat de 35 de ani. Acesta a fost evacuat din zona de risc, fiindu-i salvată viața. Potrivit primelor cercetări efectuate de specialiști, incendiul ar fi izbucnit din cauza unei țigări nestinse. În urma arderii au fost afectate bunurile materiale din interiorul camerei. Datorită intervenției prompte a pompierilor, incendiul nu s-a răspândit.